Domnul președinte, stimați colegi, țin să menționez faptul că la data de 19 decembrie, 19 octombrie, da, azi la noi un pic e divers, 19, luna 10, 2021, a parvenit în adresa președintelui Parlamentului o cerere privind renunțarea la mandatul de deputat a Parlamentului Republicii Moldova din partea deputatului Igor Dodon, respectiv la data de 25, luna 10, ca să nu mai avem confuzii de felul ăsta, luna 10 a parvenit și a fost înregistrat un proiect de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament cu următorul conținut. Articolul 1. Se constată încetarea calității de deputat în Parlament a domnului Igor Dodon în legătură cu cererea de demisie. Și articolul 2. Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament care aparține fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Și articolul 3. Respectiv prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. Și dacă îmi permiteți, vă da citire și raportului. Întrebarea la, dacă sunt întrebări. Domnul Alaiba, întrebări. Da, eu nu o să mă abțin. Deci proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat. De vacanța în Piatos, în Bahamas, în unde? Nu se spune. Eu mă voi abține de la comentarii. Nota informativă nu conține așa informații. Mai departe, raportul, vă rog. Bine, verificați, vă rog, dacă toate covoarele sunt pe loc și dacă cărțile și așa mai departe din birou. Ne pregătim pentru procedura de vot. Fracțiunile sunt gata să voteze? Se supune votului proiectul 300 din 25.10.2021, proiect de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament. Rog, inițiem procedura de vot. Ei, cum vă s-a ridicat mâna? Proiectul 300 din 25.10.2021, votat cu 70... Cuiva o să-i lipsească foarte mult colegul, dar noi o să avem grijă, eventual o deplasare în țara... Da, și o să aveți ocazia să vă revedeți, stimați colegi. Porumbei puteți folosi pentru corespondență.